Primăria a lansat un concurs pentru un logo al municipiului timp de un an. Cum vezi tu concursul? Cum ai vedea acest logo? Știu că participați și voi. Da, eu sunt membru al Consiliului Școlar al Elevilor, al Colegiului Național Matei Basarab, și am propus elevilor din această școală să aducă prin creativitatea lor să facă un logo pe care să-l prezentăm primăriei cu ocazia împlinirea 630 de ani de la atestat. Dorim să găsim în acest logo un plus de creativitate, dar și elemente istorice, reprezentarea geografică și elemente culturale, cum ar fi tipografia, episcopia și așa mai departe. Pot să vă mai spun că suntem implicați în mai multe proiecte decât în afară de acesta. Suntem cu alte școli din străinătate. A fost un proiect desfășurat și încă este desfășurat până la finalul acestui an școlar Action, în parteneriat cu încă 4 țări, dar încă un proiect care a început să se desfășoare în acest an școlar, Watch Learn Act, în care am participat și eu. Suntem în cooperare cu țările cum ar fi Italia, Franța, Polonia și Turcia. Chiar săptămâna trecută, între 13 martie și 18 martie, s-a desfășurat o mobilitate în Italia, în regiunea Vasto. Și am interacționat cu foarte mulți elevi, am învățat foarte multe lucruri noi și consider că acest consiliu și aduce ceea ce e mai bun pentru elevii noștri. Și aveți experiență, puteți câștiga concursul, nu? Da, avem foarte multă creativitate și toate aceste proiecte ne ajută să ne formăm alte idei, să aducem ceva nou în școală și să le aplicăm și să le arătăm și oamenilor de ce suntem noi capabili. Tentează și premii de 1000 de lei sau e pe locul 2? Consider că mai mult aceste concursuri ne formează pe noi și sunt mult mai importante formarea personală și să ne arătăm creativitatea și capacitatea de muncă în echipă până la urmă. Dar cred că este și premiul binevenit, nu putem să spunem nu. Asemenea, locului pentru Râmnicu Vâlcea, cum v-ați plăcea să arate? Cum ar trebui să fie? Nu pot să vă spun dumneavoastră cum mi-ar plăcea să arate, pot să spun doar că îi așteptăm cu nerăbdare pe cei care se vor înscrie gratuit la acest concurs. Ne-am dorit ca la nivelul primăriei și Consiliului Local să fie idei noi, idei care să reflecte și să scoată în evidență faptul că putem pune emblema care va fi câștigătoare pe toate materialele promoționale emise de Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea. Ne dorim ca să fie antrenați atât în mod individual cât și în echipe toți cei care doresc să participe. Condițiile nu sunt, cum să vă spun, limitative sau restrictive, ci din contră, oricine poate să participe și să se adreseze echipei de la primărie, respectiv regulamentul care a fost afișat pe site-ul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea. Un participant poate înscrie la concurs, este foarte bine de reținut un singur logo, fie că participă în mod individual, fie că participă ca membru. Nu trebuie uitată semnificația celor 630 de ani de la prima atestare documentară a Municipiului Râmnicu Vâlcea, care trebuie să se reflecte în ceea ce respectivul participant ne va prezenta. Vreau să vă spun că am fost mândră în momentul în care am fost numită în această comisie, alături de colega mea, consiliera Maria Bobeanu, și sperăm ca ceea ce va alege comisia să reflecte într-adevăr gândurile și dorințele și voințele cetățeanului din municipiu, pentru ca orașul nostru să arate foarte bine și să fie și evidențiat prin acest logo la nivel de țară și nu numai. În ce constă concursul? Care e perioada? Care e premiul? Rațiunea pentru care a fost organizat acest concurs este aceea de a marca o cifră rotundă pe care o aniversăm în acest an, 630 de ani de la prima atestare documentară a municipiului Râmnicu Vâlcea, într-un hrisov al domnitorului Mircea cel Bătrân, dat pe atunci la mănăstirea Curzii, Titoria sa de Suflet. Este o inițiativă venită să întărească latura identitară a municipiului și să dea un caracter aparte,
acestor evenimente care vor fi organizate în cursul lunii mai. Printr-o hotărâre de Consiliul Local a fost adoptat regulamentul acestui concurs de alegere a unui loc rând 630. În esență, concursul a debutat la 1 martie, au venit deja primele propuneri, se va încheia pe 30 martie. Propunerile pot fi trimise într-un format așa cum este descris în regulamentul de organizare din punct de vedere tehnic, cu un formular de înscriere pe o adresă dedicată, respectiv ramnic630@primariavele.ro. La finalul perioadei de trimitere a acestor propuneri, ele vor intra în analiza unui juriu alcătuit din reprezentanța ai Uniunii Artiștilor Plastici Filiala Vâlcea, Liceului de Arte Victor Giuleanu, Școlii Populare de Arte și Meserii din Râmnicu Vâlcea, precum și din reprezentanță, formă și din reprezentanța ai Consiliului Local și ai Primăriei Municipiului. Finalizarea concursului este estimată pentru data de 6 aprilie, când va fi anunțat logo-ul câștigător. Autorul sau autorii acestuia urmă să primească un premiu de 1000 de lei și de asemenea vor fi acordate și alte două premii pentru propuneri care au rămas în atenția jurului în valoare de 500 și de 300 de lei. Vom putea vedea acest logo pe anumite materiale promoționale în acea perioadă? Odată ales logo-ul câștigător în urma acestui concurs, el va fi folosit pe toate materialele promoționale ce vor fi realizate de-a lungul întregului an, începând cu luna mai, și care vor vorbi atât despre sărbătoarea aceasta a Râmnicului, dar și în contextul în care se aniversează 100 de ani de la Marea Unire din 1918.